Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur că vă găsesc în fața unor televizoare deschise, nu pe orice canal, ci pe tvr 1 nu, nu la orice emisiune, ci la emisiunea Europa mea, emisiune care, știți, foarte bine se ocupă cu disecarea politicilor europenești și mai ales cu aplicarea lor în țărișoară. Și de ce? Pentru că, în general, Măsuri, directivele, regulamentele și tot ce se discută, cam 80% din ce se discută la Bruxelles în ședințe interminabile câteodată, ni se aplică și ni se întâmplă să ni se aplice. Fie la RAF, fie la pompa de benzină, fie în orice aspect al vieții noastre de zi cu zi. Și am zis astăzi să luăm uh, un subiect relativ din pripă, de ce? Pentru că am avut un noroc fantastic. Să dai peste un breaking news exact când ți-ai programat emisiunea cu trei săptămâni înainte. Practic cu trei săptămâni înainte promiteam aici în studio că îl vom aduce în studio, nu numai prin Zoom, pe domnul ministru Oros, ministrul agriculturii. Bine ați revenit, ca să zic așa de data asta, în persoană Bine, -am găsit la emisiune. Și vă mulțumesc pentru oportunitate. Și să vedeți potriveală. Exact azi noapte, parcă a fost să fie. Deci azi noapte, la ora 1, ora Bruselului, ora 2, ora României, Super-trialogul pe politica agricolă comună a avut un rezultat major, ca să spun așa, că nu s-a terminat. Deci, negocierile continuă. Dumneavoastră, la ultima negociere, cât a stat? Două zile, două nopți din ce am auzit. Da, în prima noapte până la ora două, în a doua noapte până la cinci jumate, când a plecat toată lumea la avion. Cinci jumate dimineață. Dimineața. E bine. Așa se negociază. Acum suntem în prim plin Consiliu. Consiliul mare. Consiliul da. șefilor de staj de guvern. Știm despre ce a fost vorba în linii mari, relația cu Rusia, în care s-au mai potorit unele entuziasme, atacul pe, pe tema mai nouă a lui Orban și statul de drept și ultimele legi, dar, în fine, să revenim la ale noastre. politica Agricolă Comună și ce s-a întâmplat azi noapte. Că ce s-a întâmplat? Da. <coughs> se negociază. La... Încă. Încă se negociază și astăzi și mâine. Începând de luni Vom avea întâlnire la Luxemburg. Vă ce în persoane. Toți miniștrii agriculturii, da, împreună cu Comisia și cu. Păi dacă la Luxemburg înseamnă că e informală, nu? Nu. Nu. Este uh, ședința finală, la sfârșitul fiecărei președinții. Ultima e ședința finală ultima de... Întâlnire. de. Da. Uh, Portugalia încheie președinția și. Vine Slovenia. Are ambiția, să zic asta, și-a și -a propus ca să încheie pe perioada președinției. Acest super-trialog cum este numit în ultima perioadă și super-trialog din care la ultima întâlnire formală n-am obținut mare lucru, adică n-am ajuns la un acord. Noi anul trecut în, la Luxemburg, în toamnă, în noiembrie, în interiorul Consiliului Agrifiș, adică ministrii, da. am ajuns la un acord unde fiecare țară am obținut în mare cam ce am, cam ce am dorit. Ehe, da, da. Între Știam... interesele statelor membre da. și interesele Parlamentului și mai nou ale Comisiei, diferențe mari. Da. Și aceste diferențe au fost at... sunt atât de mari încât la ultima întâlnire nu am ajuns la un Hai să consens. Vedem. În primul și în primul rând, de unde vin diferențele de stat de mari? De -au, negocierile au devenit imposibile la un moment dat. Păi sunt două, să zic așa, două componente importante. Primul este acest Green Deal care este vehiculat de ceva vreme, care se referă la o agricultură mai durabilă, eu îi spun mai responsabilă, în care, sigur, fiecare stat membru al Uniunii Europene își propune să utilizeze aceste două resurse vitale, solul și apa, cât mai responsabil, în așa fel încât să lăsăm celor care vin după noi cât mai intacte. Este, este un deziderat legitim și în care și eu cred, eu în timpul liber sunt profesor de toxicologie și medic veterinar. Chiar cred în acest lucru. Doar e firesc, că, e normal. Doar da. că dacă ambițiile sunt fixate, sunt nerealiste, s-ar putea să avem probleme. În ce sens? Dacă doar în, interior, în interiorul Uniunii Europene se iau aceste măsuri și aceste ținte ambițioase, în care să reducem utilizarea substanțelor pesticide cu 50%, utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor cu 50%, utilizarea nutrienților, a cu 20% și să creștem suprafața pe care facem agricultura ecologică la 25%, într-un orizont am 2030, acum cam cât, cam 5, 30%, cam 5 la 7 acum. 7 nivel la european, european, mai avem 39 da, da. Dacă toate aceste lucruri se întâmplă, cu siguranță vom avea alimente mai sănătoase, dar cu siguranță alimente mult mai scumpe. În condițiile în care toate celelalte acorduri internaționale nu ne protejează spațiul european de pătrunderea altor alimente obținute mai ieftin în alte țări care nu-și propun aceste ținte ambițioase, pericolul principal este acela că cumpărătorul european va cumpăra cele produse mai ieftine, chiar dacă mai proaste, provenite din țări terțe, iar fermierul european să falimenteze, să nu mai aibă o activitate eu sustenabilă. Da, eu aș da două exemple foarte rapide. Usturoiul chinezesc și roșiile turcești. Extracomunitare atunci... și, mă scuzați, relativ e Până să fie bio. La începutul sezonului da. de roșii la raft, la un lanț de supermarketuri, m-am -am uitat trăznit cu roșia românească, cu moț, am încheiat citatul. Era 17 lei kilogramul roșiile uh, turcești, șerii, 10 kilogram. Bun, între timp s-au schimbat, au scăzut prețurile, s-au mai echilibrat. Dar am rămas perplex. Și nu era vorba de vânzări la piață unde mai zici, domnule, a venit producătorul, e băbuța. Nu, era un supermarket. Un supermarket mare. Și asta este preocuparea noastră a executivului, a ministrilor agriculturii, pentru că noi avem un contact nemijlocit cu fermierii. Noi, după toate acele întâlniri de la Bruxelles, de la Luxemburg sau din altă parte, noi ne întoarcem și a doua zi ne întâlnim cu agricultorii și trebuie să dăm seamă. Colegii noștri cu care suntem în trialog uh, prelungit din Parlamentul European... Vreo doi ani jumate, cât a durat dialogul ăsta? Cam așa. Și le-am recomandat la ultima întâlnire să meargă fiecare, pentru că fiecare aparține unei țări, să discute cu fermierii din țările respective și să ne reîntâlnim să ajungem la un consens și la niște rezultate cât mai realiste, care să nu pună în pericol agricultura europeană. Pentru că ar fi culmea să cheltuim 365 de miliarde de euro, atât este bugetul PAC da. pe 2021-2027 cu scopul sau, în fine, ca, cu rezultatul final de a falimenta fermierul european. Pentru că aici este vorba de un anumit procent din acești bani care să se ducă strict pe, pe producție bio sau pe eco, numitele ecoscheme la care vom reveni. O singură întrebare cu un răspuns scurt uh, uh, v-aș mai adresa până să trecem la un mic rezumat pe care l-am pregătit. Uh, o celebre organisme modificate genetic. Ceva noutăți pe noua politică agricolă comună? Nu. Este, deci decizia este în continuare este națională. Este aceeași, uh, aceeași problemă. Nu utilizăm orga organisme modificate genetic la nivel european, în schimb, din nefericire, importăm. Eu, din ce știam, decizia este națională, naționalizată. Nu, nu. este chiar o decizie a, a Curții Europene de Justiție. Că soia modificată genetic nu se poate pune în, în insula Marea Brailei. Că nu se, poate, a, nu se pot cultiva plante modificate genetic în Europa. În condițiile în care importăm. Din America de din America Sud și America din, din Statele Unite. Da. Și o utilizăm, sigur, în, hran, în primul rând în hrana animalelor. La vacilor, rezultatul da. Paco, re. este tot acela. Mă rog, eu știam că e, decizia s-a naționalizat, dar îmi propun să, să să revin pe subiect. În fine, uh, era o, o chestiune care mă roade de foarte multă vreme, de când am auzit că decizia este națională și mă gândeam, totuși, România are un interes puternic. Nu sunt multe zone în Europa în care se poate, modifica, nu se poate cultiva soia. Noi am fi... Sunt trei zone mari Noi am fi principala țară exact. care putea Principal. Mai soia. ceva în Italia și un foarte puțin în, în Franța. Bun, uh, revenim, aș zice să, să revenim uh, imediat după ce propun să urmărim în trei minute de rezumat de cum am înțeles noi în discuțiile despre politica agricolă comună. În Uniunea Europeană, orice se discută, totul se negociază. De aceea, merită să ne aducem mereu aminte că, înainte, organizația se numea Piața Comună. Așadar, negocierea este cuvântul cheie. Un lucru nu se discută și se consideră a fi de la sine înțeles, parte constitutivă a ADN-ului european, politica agricolă comună. Orice altceva se poate pune sub semnul întrebării. Mai puțin politica agricolă comună. A apărut ca urmare a foametei de după al doilea război mondial. Ulterior, scopul nu a mai fost acela de a hrăni suficient cetățenii statelor membre, cât menținerea în stare de funcționare financiară a fermierilor europeni în număr cât mai mare. De aceea, o lungă perioadă s-au alocat subvenții unei producții excedentare care ajungea fie la gunoi, fie se trimitea ca ajutor umanitar țărilor în nevoie. Altfel spus, a fost o subvenție care se acorda pentru a se menține prețul suficient de mare cam singura schemă de acest fel pe care o cunosc. Niciun politician din UE nu risca să zică nu cererilor unor fermieri, după cum este de neimaginat vreun candidat la președinția Franței, care să nu viziteze fiecare târg agricol disponibil. Dincolo de la privind costurile, adică o treime din bugetul Uniunii, trebuie să admitem că în Europa se mănâncă bine, rafinat, de calitate. Aș zice, poate subiectiv, că se mănâncă cel mai bine din lume. Nu se poate spune că nu au fost încercări de reformare a pac -ului. Au fost. Cele mai recente sunt chiar în curs, în faza denumită duios-trialog, adică acea etapă decisivă de negociere între Consiliul și Parlament cu medierea Comisiei. Există propuneri vechi și propuneri noi în această încercare de reformă. Dintre cele vechi, amintim a nu știu câta încercare de definire a fermierului activ pentru ca subvenția directă la hectar să nu mai fie acordată unor cluburi de golf sau aeroporturi. O propunere ceva mai nouă este cea numită NDM, prescurtarea de la New Delivery Model, care își dorește ca plățile să nu fie doar în funcție de suprafață, ci și condiționate de un set de nouă obiective definite separat. Vi se pare că această propunere ar duce birocrația aferentă pe culm greu de imaginat? Ei bine, ați avea aceeași impresie ca parlamentarii europeni care au refuzat până acum această schimbare. Nu în ultimul rând, un alt cui al lui Pepelea este încercarea de a face agricultura să fie mai puțin poluantă, mai bio, mai eco. Se vorba despre o alocare de aproximativ 30% din buget către măsuri de înverzire, ceea ce a reprezentat o pilulă mult prea greu de înghițit de către șefii statelor membre. De curând, însuși Franz Timmermans, ecoțarul Comisiei, și-a recunoscut înfrângerea și a cerut frumos scuze Gretei Thunberg. Morala? Între fermierii întregii Europei și adolescenții suedezi cu influență limitată în mediul urban al câtorva state membre, deocamdată lupta este inegală. Mai vedem la anul sau peste 2 ani. Sau mai mulți. Da, revenim, deci făcurăm uh, referire și aici o mică, foarte scurtă paranteză pentru telespectatorii noștri poate mai puțin obișnuiți. Trialogul este un dialog în trei, de aceea se numește trialog, în care uh, inițiatorul, să zicem comisia, după ce a trecut prin, uh, printr-un punct de vedere al dumneavoastră al statelor membre al Consiliului, se duce apoi la punctul de vedere al Parlamentului. În momentul în care Consiliul și Parlamentul nu se înțeleg, cum este a fost cazul sau mai este încă. Uh, se întâmplă acest dialog, o negociere pe de trei cu comisia care teoretic, teoretic este moderator. Ce s-a întâmplat însă în cazul acestei politici agricole a fost că vicepreședintele comisiei, domnul Franz Timmermans, a fost acuzat, câteodată chiar vehement, cum ar fi colega dumneavoastră din Germania, că și-a depășit atribuțiunile și că mizând atât de puternic pe, pe cartea verde, ca să spun așa, a băgat comisia chiar într-o criză de credibilitate. N-au mai fost un moderator corect. A trecut pe față în tabăra Parlamentului European, de fapt. Și noi am rămas, ministrii am rămas de o parte și în cealaltă parte erau două. Două componente, Comisia și Parlamentul. Acum, să fiu rău tăcios, să zic, eu ar avea dreptate. Păi, depinde din ce punct de vedere, pentru că eu chiar asta... Pentru că, până la urmă, și Parlamentul, ce reflectă? Voința politică și simte electoratul. Da. Oare electoratul vor. general să aibă o alt, se de interese și alte nevoi decât fermierii din Europa? Nu, dar eu am uh, discutat și cu ceilalți colegi ai mei. Este la o analiză simplă, este o chestie de logică. Dacă tu îți propui niște ținte foarte ambițioase ca să ajungi la niște obiective, cum ar fi reducerea gazelor de seră, fixarea Corect. azotului, Corect. și le iei doar pe teritoriul statelor membre, doar pe teritoriul statelor membre, cheltuim foarte mulți bani crescând crescând foarte mult prețul de cost, crescând prețul alimentelor. Fără să garantez protejarea granițelor, vor pătrunde alimente din țări terțe care nu-și propun aceste ținte ambițioase, alimente mai ieftine, mai proaste. Cumpărătorul european va mânca în primul rând acele alimente proaste, fermierul european va falimenta, dar nu se va întâmpla ceea ce dorești pentru că dacă în jurul tău toate celelalte state nu își propun aceste ținte ambițioase. Gazele cu efect de seră nu se vor reduce. Azotul și carbonul nu vor fi fixate. Adică, dacă aceste lucruri se întâmplă pe o suprafață foarte mică de pe glob, efectul scontat nu este. V-aș da niște contraargumente. V-aș spune, da, dar important este ca Europa să arate, să, să fie modelul. Da. Să deschidă drumul da. după care ceilalți vor veni. După și, și vor urma. Și cum o să reușim noi să-i convingem? Prin ascendentul moral. Doar atât, pentru că interesele comerciale și strategice ale celorlalte țări, cum ar fi China, cum ar fi Rusia, cum ar fi țările din America de Sud, cu care noi suntem concurenți pe Chiar piață. Chiar Statele Unite, statele de ce Unite? nu? Că și Statele Unite că. există pe piața agricolă globală. Adică nu... Deci, asta spun, uh, prin ascendentul moral, altfel n-ai cum. Să-i convins, să nu știu. Să arăți populației planetei că trebuie să o protejăm. Întrebarea mea este alta în ceea ce este producția și productivitatea, vorbim despre aceleași cantități, oricum, Europa este într-un supraproducție agricolă de niște ani. Cu siguranță că și productivitatea va scădea, utilizând mai puține îngrășăminte, mai puține pesticide, adică vom proteja plantele într-un grad mai redus față de bolile care evoluează la plante și sunt foarte multe, e clar că productivitatea va scădea și va crește prețul de cost și alimentul va fi mai scump. În toate calculele, în toate simulările făcute de către specialiști din toate țările. De aceea Consiliul, Ministrul Agriculturii s a opus acestor ținte foarte, foarte ambițioase. Și acum punctul alt, dacă ne întoarcem la aceste ecoscheme, pentru că da, despre ele, vorba. sunt două, două tipuri. Asta s-a obținut azi noaptea, două... 25% să fie ecoscheme din bani. În pilonul întâi. Da, pentru în că discutăm de două exact. pilone. Da. Și dacă ne referim strict la România, avem 21,56 miliarde în următorii șapte ani, din care aproximativ 13 miliarde sunt pilonul întâi, plăți directe pe suprafață sau pe număr de animale și 7 miliarde sunt pentru susținerea investițiilor în agricultură. Ceea ce era dezvoltarea rurală dezvoltarea înainte. Dezvoltarea rurală. Exact. În pilonul întâi, în noua paradigma grindirului, 25% din plăți, vor fi condiționate de aceste ecoscheme. Deci Dați-mi un exemplu, că nu prea pricep exact. Sunt foarte multe lucruri. Un exemplu, Un, două. un, 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 un anumit tip de ecoscheme este și acum, dar este în pilonul 2. Toate măsurile de agromediu, acele măsuri, pachete multianuale, agricultura ecologică. Sună super, dar nu puteți să-mi dați un exemplu? Agromediu. Abanam. Dați-mi un exemplu. Sau pământ lăsat, pământ lăsat nelucrat o anumită suprafață pârloagă. din pârloagă, o anumită suprafață ca să se regenereze o anumită suprafață din terenul arabil să fie lăsat nelucrat, iar această ecoschemă nu este decât o compensare a pierderilor care le înregistrează Am zis, dar fermierul asta făceau fermierii serioși înainte lăsau anumite loturi să se odihnească un an doi Noi, nu nu asta anumită rotația culturilor o no, rotație a culturilor corect uh, locuri lăsate să se împădurească bun altă ecoschemă a ah, împăduriri corect împăduriri. locuri lăsate să se împădurească bun apoi creșterea suprafeței agricole ecologice. Cu produse Aici, ecologice. Cu produse Bio. ecologice. Bio. Aici, sigur că pentru unele dintre aceste obiective, noi am avea niște avantaje. Asta discutând cu fermierii. Avem o suprafață Acum, vă imensă. Sincer, vă spun sincer, acolo unde am și o casă la țară, Acolo e foarte ecologic totul, pentru că cine-i nebun să dea banii pe stropeni? Exact Cu asta banii ai să și pe obere, decât să dea exact la asta. De acolo. Adică totul exact e foarte bio. Exact vă spuneam. Dacă ne referim la suprafețele. Da, e un fel de biodâncărăcie, așa știți. Da. Dacă ne referim la suprafețele agricole din zona montană, chiar din zona colinară. Da, așa. Colinară, corect. Ele ușor pot fi convertite în suprafețe ecologice. Doar din punct de vedere administrativ. Ele în sine sunt suprafețe ecologice. Sincer, cam Doar da. că n-au fost înregistrate ca suprafețe ecologice. În cazul este că nici nu se valorifica mai nimic în producția de acolo, dar asta e altă discuție. Dar suprafața ecologică asta înseamnă da. o hrană mai sănătoasă, dar mult mai, în cantitate mult mai mică Corect. și mult mai scumpă. Și atunci, ecoschema înseamnă să dai bani mai mulți, plăți directe, în acea zonă. Să compensezi deficitul, deficitul de, de, sau pierderile care le au, neutilizând substanțe. În principiu e bine pentru unii, dar știți ce, ce teamă mi-este? Mie este că teamă de colosul, sau nu știu, uh, uh, colosul, hai să zic, colosul administrativ și funcționaresc care stă în spatele și de la APIA și de la uh, dezvoltarea rurală, trebuie să învețe alte mecanisme. Și nu cred că e așa simplu. Ca să nu mai zic de fermieri că trebuie să învețe altceva. Bun. Noi, uh, în ce stadiu suntem, ca să știți, noi exersăm împreună cu fermieri, sunt unele asociații de fermieri care gândesc că pentru aceste ecoscheme va Deja? trebui, este necesar, sigur, păi nu avem timp. Din 2023 trebuie să le exersăm. E știu, dar trebuie foarte rapid. Trebuie să, din 2023 trebuie să le exersăm. Vor fi 2 ani de învățare. Noi... Din 23-25. Da. Ah, Vor bine. fi 2 ani de învățare în care noi am căzut de acord și când zic noi, Consiliul Agrifici, ministrii, că în acești doi ani de învățare, dacă banii nu sunt absorbiți în totalitate, să-i putem folosi în pilonul 2 sau... Adică mai în, clasic, să în alte, în alte scopuri. La ceea ce s-a discutat... Azi noapte am înțeles că s-a acceptat că doar sub, peste pragul de 20% aceste ecoscheme constituindu-se în 25% din cuantumul plăților pe suprafață. Deci un sfert. Asta înseamnă pentru noi, ca să știe cei care se uită la noi, înseamnă aproximativ 470 de milioane de euro anual. Să fie băgați în niște să măsuri de ecologizare. De de măsuri de, de ecologizare. Din, doar din pilonul întâi. Deci banii aceștia sunt, aceste ecoscheme fiind obligatorii pentru statele membre, dar voluntare pentru fermieri. Și aici e, este aia. pericolul, că dacă ele nu sunt făcute și înțelese și acceptate, asumate de către fermieri, ei nu vor accesa aceste ecoscheme, da. iar banii fiind din primul întâi se pierd. S-au obținut acești doi ani de învățare încât în 2023 și 2024 să nu se piardă banii. Tot ceea ce nu s-a absorbit în, peste plafonul de 20% să poată fi dirijați fie în pilonul 2, fie la alte măsuri. Am, Dar am Începând, un din, am începând o, din 2025, în schimb. Simt, simt așa în aer că mari proprietari, evident, vor avea mai mult acces la informații, se vor inspira mai rapid și se vor mișca mai repede pe, pe noua piață a Ecoschemelor, în timp ce. Bun, asociațiile, iarăși, se vor mișca pentru că au, să zicem, un fel de know how fără căpătă rapid, în timp ce grosul, oamenii aceia la vreo. 10-50 de hectare maxim acolo, acolo cred că vor fi uh, multă greutate în a, în a accepta, în a intra pe piața asta. Fermierii mici, foarte mici, din care noi avem Ai mulți vor fi, acolo, da. vor fi scutiți. Fermierii foarte mici vor fi scutiți. De acest foarte mici până, când? Și până, acum? La cât? până la cât? Noi am spus până la 10 hectare. Până la 10 acum hectare. Să... Și între 10 și 50 ar fi un mic. Da, ar fi un fermier mediu. Acum depinde ce da. activitate face acel fermier, pentru că poți face legumicultură pe un hectar în spațiu protejat și deja ai, da, okay. deja ai o afacere mare. Nu, sunt de acord cu. dar e în funcție de ramuri, de, de, da. de tipul de activitate agricolă, sigur că da. Uh, o altă întrebare pe care o adresez și cu un pic de neliniște. Zootehnia este departe de a fi un domeniu prietenos cu natură? Da, și am văzut tot mai multe voci care încearcă să calculeze cât dioxid de carbon, cât... Amprenta bazor. ecologică e cum cunoscută Amprenta deja, ecologic. se știe, da. Da. Oricum, noi, avem, noi acum avem o structură numărului de animale destul de optimă ca suprafață. Nu avem... Nu este o, o intensitate foarte mare de animale pe hectar. Noi, acum cum suntem. Ne apropiem de finalul ediției să încheiem da. ideea, da? Și spuneți că nu va afecta foarte, foarte mult? Eu zic că nu va afecta foarte mult zootecnia. Ce este foarte important, pentru că și din pilonul 2, lumea trebuie să știe și fermierii da? știu acest lucru, și din pilonul 2, 36% din acei bani pentru investiții sunt dedicați toți măsurilor de climă și mediu. Bunăstare, agricultură ecologică, agromediu și până acum erau. Doar că acum se dorește ca și din partea de investiții, 37% să fie digital și uh, mediu. Deci din acele 4 miliarde care rămân efectiv pentru investiții. Și aici ne-am blocat la, la trialog. Sperăm să rămânem doar pe partea de ecoscheme 25% și acei 36-35% care oricum se duc pe agricultură ecologică, bunăstare animală, da, clar. agromediu și tot ceea ce înseamnă partea aceasta de, de verde. Deci și din, și din perioada 2. Deci oricum și până acum erau măsuri de mediu și climă, dar nu erau atât de accentuate. Și aș vrea să închei, ultima chestie care s-a pus pe masă și care sper să nu se accepte cel puțin în prima fază, este această condiționalitate socială în care e, agențiile noastre de plăți, APIA și AFIRU, să intervină în conflictele de muncă între un fermier și un, un, angajat. un angajat și să oprească plățile până la finalizarea uh, conflictului. Acest lucru ar putea să ducă la niște abuzuri foarte mari, atâta vreme cât noi oricum, fiecare stat are legislație proprie și instituții care se ocupă de acest lucru. De acord, dar vedeți, pe de altă parte, sunt și foarte, foarte mulți români care lucrează în agricultura altor state membre. Da, dar sunt instituții și care povești, fac Și iar pănuiesc că poveștile pe care le vedem destul de regulat apărând în mass media, oameni ținuți în niște condiții oribile, la muncă, pe aici, pe acolo, nu vreau să dau nume de state, că nenorocii sunt pe peste tot, uh, au venit uh, în sprijinul acestor idei, să se mai termine cu acest tip de sclavie modernă și oribilă. Eu, eu am tra atrag atenția doar asupra pericolului, pentru că acest lucru mi l-au semnalat fermierii A. din România, care ar fi pericolul apariția unor abuzuri, blocând, efectiv, finanțarea, dacă începe un conflict între un angajat și un fermier. Până la urmă, dacă ar fi să încercăm să tragem o concluzie, este că ne trebuie, cum să zic, foarte multă creativitate în, în perioada care urmează, că lucrurile se vor schimba și pff, avem de ales. Ne adaptăm sau nu și-aș prefera să ne adaptăm. Domnule Ministru, vă mulțumesc că am făcut această vă ediție. Vă propun să revenim mai spre toamnă. Nu de alta, dar oricum emisiunea noastră se oprește pe durata verii, pentru că se știe foarte bine, în general, în iulie-august, la Bruxelles nici alba nu crește. Ne revedem la toamna așadar, domnul ministru, încă o dată toate cele bune și să sperăm într-o agricultură comună, cu adevărat comună, toate cele bune.